Dimineața bună cu cafeaua dinpreună. Mulțumesc celor care iau în seamă butonul de Buy Me a Coffee și chiar ajută să umplem cana aceasta cu lichid ăsta negrișor care să ne trezească. Deși n-ar trebui că acum începe weekendul. În weekend merităm și noi să fim mai liniștiți, să fim mai calmi, să nu fim așa pe cafea. Ce faceți la servicii? Pe la serviciu? Câțiva acasă? Stați și acasă. Păi se poate lucra și de acasă. Am văzut o reclamă pe un site, că acum când deschizi site-urile, îți vin reclamele în față ca flash-urile de la mașini noaptea. O reclamă care m-a intrigat prin denumirea, sau mă rog, nu denumirea, descrierea ei. Zice, acasă e acolo unde e pisica ta. Frumos și de suflet așa, pentru cei care au pisică. Dar ce nu putea să zică, acasă e acolo unde e câinele tău? Acasă e acolo unde dă vaca lapte? Acasă e acolo unde e pisica ta. Dacă nu ai pisică, caută-te la mâți. Asta, mare grijă, domnule, când apar și în online și în spațiu public, să nu mi se vede cum v-a părut din nas, nu? Știți, în emisiunea aia de la TVR al lui Cristache, Cristaș, a fost invitat domnul Mircea Dinescu. Deci bucătarul Mircea Dinescu a fost invitat în emisiune și prin Zoom de acasă, din spatele, din fața bibliotecii, era invitat Ion Cristoiu. Și la un moment dat îi zice Dinescu, băi, Cristoiule, deci fii atent că ți se vede părul din nas. Vă dați seama ce cameră bună de luat vedere are domnul Cristoiu dacă i s-a văzut părul din nas prin Zoom. Acum are și el o vârstă, 72 de ani. Bine că mai are păr în nas, nu? De fapt, era o șuviță rebelă care se băgase așa. Da, inventatorul găinii care naște pui vii, mai are și el păr în nas. Deci, atenție cum apărem, vorba lui Mircea Dinescu, ce ochi are maestru. Să vede, domnule, că are experiență în TV. În TV, da, vine și Florin Piersic Junior la Pro TV. Dar nu la emisiunea Ferma, nu la emisiunea Vocea, nu la emisiunea... Nu, va fi cel care va vorbi în sloganele ProTV-ului, în promo-uri și în reclamele la emisiuni și la filme. Florin Piersic Junior până acum era Bebe Cotimanis. Și Florin Piersic Junior a fost cooptat în echipă. Interesant. Numai că ăsta săracul pe uneori îl mai ia depresia. Uneori îl ia depresia și să nu zică. O să urmărim un super film, dar trebuie să mă duc în piață prima dată și nu mai am bani, pentru că noi artiștii independenți nu suntem. Și dă-i cu înjurături și cu atenție, ProTV-ule. Florin Piersic Junior e greu de strunit, că dacă îl punea pe maestru Piersic să facă el promouri pentru emisiunile de la ProTV, emisiunea de 2 ore era fix, pix, pe lângă cât promo putea face maestru. Vă dați seama, la Ferma, să zicem că e Ferma, promo scurt, 15 secunde, acum la Ferma, ce orașenii și cu sătenii se bat pentru un nou premiu. Să ne uităm cu toții în această seară la ProTV, să vedem în marea finală. Uitați, cum ar fi prezentat maestru Piersic acest promo? Mă, ciucuflendirilor, sunteți aici? Îs eu Florin Piersic, care în 66, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mai este despre Ferma și după un ceas începea să facă el reclamă la Ferma. Am vrut și eu să-mi fac o firmă. Prima dată am început cu un solar, după aia cu o seră, am ajuns la Ferma. Era altceva, domnule, lumea televiziunii e dură, dar și cea a radioului. Aseară ați văzut meciul? Sănătate multă, mulțumesc de cafea. Eu am ascultat la radio, televizorul era acaparat de soacră, CFR-ul, când joacă CFR-ul cu băieții tineri din Berna, numai 1-1 au făcut, în fine. Sunt alte meciuri, alți arbitri. Și pe Național FM, la radio, l-am ascultat meciul în comentariul lui. Ilie, doamne, doamnelor și domnilor, suntem pe frumosul stadion din cetatea Sobișului, unde la Cluj-Napoca echipa CFR-ului întâlnește echipa tinerilor din Bais Berna. Frumos. Frumos a comentat, a dat și niște referințe istorice. Ilie Dobre se vede că are experiență. El e la pensie de 2 ani. Și a fost întrebat, maestre, dacă tot mergeți la Național FM să comentați meciuri, câți bani vă dau ăștia? Nimic, mă duc gratis. Pe cheltuiala mea am făcut deplasarea în minunatul oraș Cluj-Napoca. Ce om, ce om. Alții, nu? Abia apucă să-și mai cârpească pensia, cum se zice, să mai lipească un ban alături de pensia și așa mică. Și el merge pe gratis. Asta înseamnă pasiune. Dar aș dori să-l văd și pe Florin Iordache, cel care proaspăt a câștigat
licitație era, să zic, dar tot o licitație a fost asta, a câștigat o funcție acolo la legislativ sau așa, știți, funcție pe viață. Aș vrea să zic, da, sunt angajat pe viață, dar salariul mi-l donez în folosul public. Credeți că ar face așa ceva Florin Iordache? Vedeți, asta e deosebirea dintre a face ceva cu pasiune și din a face ceva pentru bani. Nu e pentru bani, de ce? Nu pentru țară, nu e pentru bani. Că banii și Tudor e nervos. Alaltă seară, parcă la televizor, nervos, pe toată lumea critică Florin Tudose, Mihai Tudose, eu știu, fostul premier, nervos că nu merge nimic în țară. Nervos de când a luat amenda aia de 21 de milioane cu prietenul cu domnul Ciolacu. Nervos că nu mai are bani. Păi să mai facă și el gratis, să mai facă ceva. Să nu intre în datoria, asta e foarte important. Iar Nicu Șordan a luat în primire funcția de primar, scaunul de primar. A fost și a văzut fostul birou al doamnei Firea. Între timp se deparazitase, adică își dusese acasă dânsa toate vestigiile pe care le avea în birou și a rămas numai cu mobilierul domnul Nicu Șordan. Și a chemat pe ăștia de la ProTV să-i filmeze nouă birou. Și are acolo și o baie. Doamna Firea așa cochetă, domnule, cochetă. Baie cu duș, adică dacă tot e să stai acolo în primărie și să lucrezi pentru binele comun, mai faci din când în când și câte un duș, că dacă nu te bagă ăștia, la apă, în rest foarte bine, toate sunt bune în București, stați liniștiți, dragi București, numai apă caldă și căldură nu o să fie în iarna asta, în rest de tătie. Și datorii, 3 miliarde de datorii, de lei, 3 miliarde de lei datorii are primăria, plus conturile poprite, pentru că nu știu ce a făcut doamna Firea. Deci bani sunt foarte puțini, dar Nicu Șordan o să scoată bani și din piatră seacă. Uitați cum a făcut domnul Bolojan la Oradea. De când e președinte la Consiliul Județean Bihor, a dat pe jumătate dintre angajați, i-a dat afară. A zis, bă, nu se poate, trebuie să facem economii, de unde bani? Voi și așa sunteți angajați în plus. S-au enervat, dar au plecat în administrația publică locală. Da, se găsesc posturi. Pentru cine trebuie, se găsesc posturi. Uite-te că terminăm cu luna Brumărel și ajungem în luna, cum îi zice la luna noiembrie, deci octombrie Brumărel, luna noiembrie îi facturel, că vin facturile și ne ia cu frisoane. Muncim pe ăsta program să adunăm milioane, să le plătim, în fine, mâine Halloween-ul. Nu mai avem probleme acum cu măștile. Tătă lumea mascată. Halloween-ul național începe de mâine. Sau se continuă și mâine. Da, interesant că pe vremuri era curiozitatea asta. Dacă mergi la un party, tu în ce te costumezi? Păi nu știu, să vedem ce mască găsesc, ce vampir, ce vampir energetic să mă schimb. Poate îmi fac un tatuaj, poate o cicatrice. Acum avem sfânta mască chirurgicală pe figură. Toată țara e în Halloween. Noi sărbătorim Halloween-ul și pe vechi, eu sărbătorim și pe nou. Poate am ieșit la o terasă, nu la un party. Că am văzut și aici în Cluj-Napoca, am ieșit aseară în centru, terasele funcționează. Duduie, ca să zic așa, fiecare terasă cu tipul ei de arzătoare. Știți, acum e la modă să ai terasă cu arzător. Au mai pus acolo niște bucăți de Pepsiglas, vorba doamnei ministru, și treaba merge. Treaba merge cu arzătoare. Care e avantajul? Că pe lângă faptul că poți să stai încă la terasă și să nu-ți fie frig, poți să-ți duci de acasă o bucată de slănină. O bucată de slănină, o pui într-o furculiță și o prăjești la arzător. Ești hipster, în trend și toate sunt bune. Toate cele bune vă doresc și eu. Mulțumesc de cafelele băute cu voi, celor care au sponsorizat apariția pe micile device-uri. Un weekend fără incidente vă doresc. Și ne vedem și mâine un pic pe YouTube ca să facem o retrospectivă a lunii octombrie, că mâine e 31 și de duminică intrăm în luna lui Brumar. Vă salut ca un primar, numai de bine!